Ce s-a întâmplat cu ceea ce ar fi trebuit să fie nu numai sursă de profit, sursă uriașă de profit pentru statul român, căci compania îi aparține, ci ar fi putut, așa cum s-a întâmplat multă vreme, să fie un motiv de mândrie națională. Faptul că vezi drapelul românesc, faptul că vezi simbolul companiei tale aeriene naționale pe orice aeroport din lume, ar fi trebuit să fie preocupare zero pentru cei care conduc Ministerul Transporturilor, pentru cei care au orice fel de îndrituire să țină în viață, pe de-o parte, și să o dezvolte această companie. Ce fac germanii? Ce fac francezii? Investește statul francez, statul german, în companiile lor aeriene. Își mărește participarea, chiar dacă ele au capital privat, pentru că își dă seama cât de important e. Ce s-a întâmplat, Dragoș Boța, vă arată cu Tarom, compania noastră națională, în ultimele decenii, dar mai ales în ultimii ani, e absolut scandalos. România este pe cale să piardă un brand care a purtat numele și faima în lumea întreagă. Mafii locale, jocuri politice naționale și interese economice suprastatale s-au întâlnit și sunt pe punctul de a prăbuși compania națională Tarom. Transportatorul aerian român pierde bani unde alții câștigă enorm. Pierde rute pe care noi intrați pe această piață le câștigă fără probleme. Pierde piloți și echipaje pe care alții se bat să-i angajeze și a ajuns să fie încălecată de străini chiar și pe zborurile interne. Tarom va deveni o companie foarte mică. Este o predicție sumbră, dar teribil de realistă a lui Nicolae Demetriade, fost CEO al Tarom în perioada 2001-2002, ultimul șef al companiei care a reușit să o scape de datorii. Ultimul an în care Tarom a avut profit a fost 2007. De atunci compania este tot pe pierdere, iar datoriile se acumulează de la an la an. Numai la bugetul de stat, Tarom are de plătit în acest moment aproape 100 de milioane de lei. De atunci, compania a intrat într-o sarabandă a pierderilor care nu se mai oprește. Acest lucru este reconfirmat de conducerea companiei într-un document din aprilie anul acesta. Compania continua să înregistreze pierderi foarte mari, chiar dacă veniturile din exploatare au înregistrat o creștere pe fondul înlesnirii restricțiilor în contextul pandemiei COVID-19. Pierderile cumulate în anul 2021 au crescut cu aproape 20 de milioane de euro față de cele înregistrate în cursul anului 2019, când compania a registrat pierderi cumulate de 715 milioane euro. Mai mult, la un capital social subscris de 447,52 milioane euro, pierderile acumulate au fost aproape duble. În ceea ce privește pierderile aferente anului 2022, acestea se ridică la 61 de milioane de euro. Astfel, la un capital social subscris de 454 milioane euro, pierderile înregistrate au reprezentat 176%. Tarom s-a mai aflat încă o dată în vrie accelerată, dar atunci s-a reușit redresarea în ultima clipă. În 2001, când eu am luat compania ca și director general, avea 68 de milioane pierdere, niciun ban în cont și 50 de milioane de dolari datorii la toți partenerii interni și externi. Deci niciun ban în cont. În 2 ani de zile, până în octombrie 2002, am reușit să achit toate datoriile și să las 47 de milioane de dolari în cont. 47 de milioane, deci cash disponibil. Dezastrul care a urmat după 2007 nu a fost surprinzător, având în vedere numărul uriaș de directori și administratori pe care compania aeriană a avut de-a lungul timpului. Interesele politice au fost mai importante decât stabilitatea companiei. Ultima investigație a Corpului de Control al primului ministru la Tarom a fost făcută în 2019 și releva o situație halucinantă. La nivelul Tarom S.A. a fost perpetuată situația provizoratului în administrarea companiei, aspect care a condus la situația ca în intervalul de 2 ani și 10 luni în Consiliul de Administrație al Tarom S.A. să fie numiți 32 de administratori provizorii. Conducerea executivă a companiei a fost asigurată de 8 directori generali numiți exclusiv pentru mandate provizorii, fluctuația de personal generând o instabilitate în ceea ce privește activitatea managerială a companiei, care s-a desfășurat în lipsa unui plan de management aprobat și asumat, care să asigure realizarea indicatorilor de performanță financiar și nefinanciari, cu consecințe directe asupra situației economico-financiare a companiei. Asta nu e viață. Știți ce vechime au adevărații directori din Europa? Ryanair are președinte și director și patron din 93. Wizz Air, care este acum în vogă în Europa, e din 2003.
au același director care a fost la, la Malev. Deci din 2003 același director de 19 ani. Nu mai spun și ceilalți, toate companiile aeriene au din 2014-2015. La noi, într-un an, s-au schimbat și patru directori într-un an. Cum să poată să evolueze compania în astfel de condiții? Corpul de control al premierului nu a fost singura autoritate a statului român care a semnalat dezastrul de la Tarom. Autoritatea Aeronautică Civilă Română a făcut la rândul său un audit la Tarom, sinteza neregulilor fiind extrem de grăitoare. În cursul auditărilor efectuate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română au fost constatate aspecte care, potrivit autorității, afectează eficiența activităților desfășurate. Declinul resursei umane constituite din personal tehnic, cauza de pensionare, migrare către alți operatori, oferta limitată pe acest segment de piață, dificultăți în asigurarea cu echipamente și piese de schimb în vederea efectuării lucrărilor de întreținere cauzate de îmbătrânirea și uzura flotei și a procedurilor de achiziție publică. Rutele de zbor, aeronavele și personalul navigant sunt marile avuții ale oricărei companii aeriene. Ce au făcut conducătorii Tarom în ultimele decenii? Le-au risipit pe toate. Lipsa de viziune și de strategie a făcut ca Tarom să achiziționeze trei tipuri de aeronave care, la o flotă, înseamnă creștere semnificativă a costurilor. Pentru fiecare tip de aeronavă este nevoie de personal specializat, mentenanță și piese de schimb, iar toate acestea se transformă în costuri de exploatare mari, adică adâncirea pierderilor. Numărul aeronavelor cu care operează Tarom a scăzut însă în ultimii ani. Dacă în 2020 a operat cu 28 de aeronave, în 2021 și 2022 numărul a scăzut la 19. Nici măcar atunci când a fost vorba despre vânzarea aeronavelor vechi, Tarom nu a fost în stare să obțină prețul corect. Un exemplu este vânzarea aeronavelor Airbus A310-325. Cele două avioane, un motor de rezervă și piesele de schimb aferente au făcut obiectul unor evaluări repetate. În martie 2016, când aeronavele zburau, toate bunurile au fost evaluate la peste 13 milioane de dolari. La finalul lunii decembrie 2017, când Airbusurile erau în conservare, tot pachetul a fost evaluat la doar 5,47 milioane de dolari. În mai 2018, aeronavele Airbus, motorul de rezervă și restul pieselor au fost vândute cu doar 5,48 milioane de dolari. Ultima tranzacție a Tarom cu aeronavele din proprietatea sa este în plină desfășurare, fiind vorba de cele 7 avioane ATR-42-500 care au fost trecute în conservare. Avioanele ATR-42-500 au fost scoase din uz de Tarom în anul 2020. De atunci se caută un cumpărător. Anul acesta a fost găsit unul, o firmă din Caraibe. Tarom nu a făcut publică valoarea tranzacției cu firma Inter-Caribbean Airways, dar conform informațiilor obținute de site-ul boardingpass.ro, suma încasată ar fi de aproximativ 15 milioane de euro. Loviturile primite direct au venit, culmea, nu de la competitor, ci chiar de la instituția care arbitrează competiția. În 2020, când Tarom era afectată grav de pandemia de COVID-19, care a redus dramatic numărul de zboruri și pasageri, compania de stat a primit de la Consiliul Concurenței o amendă de peste 16,6 milioane de lei. Motivul? A facilitat practici neconcurențiale. Mai exact, Tarom a fost acuzată că în perioada 2013-2015 ar fi închiriat avioanele pentru curse charter unor companii de turism din România care au acționat ca un cartel. Cum decizia a fost dată în 2020, valoarea amenzii a fost stabilită în funcție de cifra de afaceri din 2019. Suma ar fi fost mult mai mică dacă decizia venea câteva luni mai târziu. Nici măcar oportunitatea venită odată cu falimentul Blue Air nu a fost exploatată de Tarom, care a pierdut din nou bătălia în fața altor competitori pentru rutele interne și externe, implicit pentru pasageri. Dacă se estima ca pe cursele interne Tarom să preia 20% din pasagerii defunctei Blue Air, majoritatea clienților au fost preluați de High Sky, o companie din Republica Moldova nou înființată. Singurul lucru cu care s-a ales Tarom din acest faliment a fost firma de catering care livra mâncare pentru Blue Air. Aceasta asigură acum serviciile de la bordul aeronavelor companiei de stat. Un control al ANPC la această firmă a dus la descoperirea grave nereguli. Culmea este că până și marea speranță pentru Tarom devine o capcană. Aprobarea unui nou ajutor de stat avizat de Comisia Europeană este condiționată de un plan care prevede renunțarea la mai multe rute ale Tarom, unele dintre ele către țări unde trăiesc comunități importante de români sau sunt destinații preferate de turiștii din țara noastră. Printre acestea, vă vine să credeți, Barcelona, Londra, München, Praga, Roma și Viena. Tarom a fost o companie relevantă la nivel european, nu. A fost o companie medie care încerca să supraviețuiască în competiție. Dar ce se întâmplă acum, care sunt, au fost condițiile puse de Uniunea Europeană ca să acorde acest ajutor pentru redresare, sunt dramatice. Deci Tarom va deveni o companie foarte mică, foarte mică, nu mică, foarte mică.
și pentru a primi ajutorul de stat și ajutorul la Uniunea Europeană va trebui să mai taie și alte rute. Comisarul European pentru Transporturi, Adina Văleanu, a afirmat săptămâna aceasta că atenție a fost alegerea Tarom să renunțe la aceste destinații, nu că aceasta a fost impusă prin planul de restructurare. Nu e corect pusă problema. Problema este că Tarom a primit bani. Nu urmează să primească bani la schimb cu. Cei de la competiție sunt favorabili companiei Tarom. Ei nu doresc să impună nimic. Compania Tarom trebuie să meargă la cu un plan de restructurare și de achitare a acestor ajutoare de stat. Cum își desenează planul depinde direct de compania Tarom. Pot să vă spun că sunt într-adevăr mai multe metode prin care compania trebuie să convingă autoritățile de competiție că poate să-și aducă aportul propriu de capital în această restructurare. Ce au ei ca asset-uri, ce viziune au, dacă asta înseamnă o rută sau altceva, este strict la latitudinea companiei. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu susține că negocierile între partea română și Comisia Europeană sunt aproape de final. Săptămâna viitoare e ultima discuție pe care o avem. Apropo de acceptarea contribuției, de care amintea doamna comisar, lucrurile sunt pozitive. Probabil, săptămâna viitoare va fi ultima discuție din acest punct de vedere. Aflat într-o situație critică, Tarom mai are o singură șansă să evite impactul violent cu falimentul. Eu îmi doresc și mă rog la cel de sus ca totuși să supraviețuiască compania, dar asta presupune ca totuși cei de la minister să nu-și mai bată joc, să pună persoane acolo care n-au nicio legătură, să-i pună câte 4 luni, din 4 în 4 luni să le extindă mandatul.